Eu habar nu aveam ce face el acolo, dar eram încântată că se oferise să mă ajute, să mă descurce din această situație. El, clientul hotelului de lux în care eram un simplu turist. Eram de-a binelea impresionată de blândețea și promptitudinea lui, pentru că am avut câteva secunde bune la dispoziție, am profitat din plin. L-am privit acum mai pe îndelete. Așa am realizat că în fața mea se afla un bărbat arătos, cu un zâmbet minunat, cu buze atractiv desenate și o dantură impecabilă, executată cu siguranță de un adevărat profesionist, îmbrăcat lejer, însă cu stil, un bărbat răbdător, sigur de el, prezent și asumat pe viața și acțiunile lui. Exact genul acela de bărbat de care te îndrăgostești fără să-ți dai seama, iremediabil. Draga mea, un fragment din a doua carte a mea, Tu ești divină, 30 lingurițe de înțelepciune, ți-o recomand cu mare drag, sunt povestiri înțelepte, zic eu, din experiențele mele de viață, din călătoriile mele. Te îmbrățișez, dacă îți place activitatea mea, te rog să să urmărești, să te abonezi la acest canal. Te îmbrățișez!